Ei, Doamne ajută, tanti Maria! Ce? Te-ai apucat de făcut bulion. Sau ce faci aici? Ne povestești și nouă. Dar eu fac bulion. Bulion faci? Da. Cam câte roșii ai băgat aici anul ăsta? Păi nu știu. Să număr. Vă dau o găleț. Vă dau o găleț? Da. Ești din grădina dumneitale? Da, da. S-a făcut anul ăsta? S-a făcut. Ce ai mai pus în grădină pe lângă roșii? Ardei, ceapă, castraveți. Nu. De tăi ai pus. S-a făcut anul ăsta, cum le-o mărs? S-a făcut, nu prea bine, că nu ploua, s-a fost așa, da? Tot avem. Aș vrea, dacă se poate, tanti Maria, să le spunem și rețeta oamenilor care ne urmăresc. Cum se face bulionul aici la dumneatale, în satul Costa, comuna Bonțida? Da, păi, speli roșiile și le curățești. Da. Și le pui aici niște șarbă. Și după aia le strecurăm și le punem a doua oară bulionul să șarbă până când scade, e mai un pic mai gros, nu așa subțire și cum îi. Da, da, și altceva ce mai puneți în el? Punem un pic de sare. Un pic de sare? Da. Deci de două ori să șarbe? De două ori. Așa, și cum se ține pe iarnă bulionul? Așa, în sticle. În sticle, de sticlă sau? De sticlă. Stă mai bine în sticle, sticle, cât în sticle de plastic. De alea cu filet. Să nu ai baier. Da, în sticlă cu filet. Da, da. Cam de câți ani faci dumneatale bulion? Ai, Doamne, nu știu să spui. De când ești eu? De când ești dumneatale? De la cine ai învățat? De la mama mea. Și dumneai fășa? Și? Da. Am văzut aici pe grădină că ai niște mălai, porumb, cum îi spuneți dumneavoastră? Porumb. Avem. S-a făcut, s-a legat porumbul? S-a făcut. Vede bine. Da, păi cartofi, cum vis? Păi, sunt mai, și mai buni, și mai slabi, șani. Da, da, da. Cum vă cunoaște tanti Maria lumea aici în sat? De-a cui ești dumneatale pe ocară, pe poreclă? Cum ți se spune? Maria Lucui. Călian Petre și Irina. Așa i-au chemat pe părinții dumneatale? Da. Am înțeles. Și am trei frați, unul în Vișa, în Surat, Coloșadie, și doi sunt Cluj. Și doi sunt Cluj. Da. Și mea tale cu și omul eu, ești aici. Eu nu mai ești aici, eu. Cum de nu te-ai dus câte oraș? Doar moșelui omul ăsta, să viu cu el. Moșelui tu omul. Badea Ștefan. Badea Ștefan. La câți ani te-ai măritat, tanti Maria? La 21. La 21. Ai fost copt în vremea așa. Păi eu trebuie să stau, că a fost la marină, în armată, și păi eu trebuie să stau până s-o liberat. El, l-ai așteptat să vie din armată. L-am așteptat, dar... Și s-a meritat așteptarea. S-a meritat. Câți ani ai, tanti Maria? 84. 84, mulți înainte. Născută din 35. Și ce niciodată cu omul ăsta. Dintr-un an. Dintr-un an. Nu, sunt ceva unul mai mare ca la alt. Și cum v-ați găsit? Cum v-ați găsit? Nu vine, nu știu să spui. Când eram niși, de umbla la școală. Ați fost de aici, din acela de sat? De aici. Amândoi și apoi, nu. Ne-am mai lăsat, ne-am mai împăcat și așa nici, până când am ajuns la rezultat. Și câți copii aveți? Două fete. Două fete. Asta și încă una. Măritace și bine și ele așezace. Da, da, da. Păi bine, tanti Maria, că mai aveți putere la vârsta asta să faceți bulion, să mai faceți activitățile pe lângă casă.
Mulțumesc Dumnezeu. Am văzut că aveți în cotieț și doi porși. Lucru, am o nuceară așa, că mai vin fecile și mă ajută. Dar totuși îmi fac ce trebuie. Ce e mai greu amul la 86 de ani? Da, păi de ce-s grele? Dă-te-s grele. Dă-te-s grele, nu ușor nimic. Nu e ușor. Văd acolo în spatele dumitale că ai niște roșii. Da. Am putea să le arătăm și oamenilor, să vadă oamenii ce roșii faine să facă, da, aici. Da, și să face bulionul, dar pe cum să mai dau în casă? În satul cu asta? Cum să fac să... Astea-s roșii de casă. Da. Din gealea fac bulionul. Le-ai stropcit cu ceva? Sau... Le-am stropcit deodată, de două ori, dar nu mult le-am stropcit. Deci nu mult, s-au făcut. S-au făcut, fain. Și mulți am avut. Cum e viața aici la țară, tanti Maria? E bine. E bine? Nu e grea? Nu. Nu. Pentru noi e foarte bine, avem pensie amândoi, trăim așa cum suntem. Nu suntem așa, cum să spun eu, mai slăbănoși suntem, nu, ca bătrânii. Ne putem lăuda că-ți copiii noștri, tu ești copilul nostru. Dar trebuie să le spun oamenilor că pe dumneatale și pe Baia Ștefan v-am cunoscut ieri, am venit la dumneavoastră. Și vreau să vă mulțumesc că m-ați primit cu atâta drag în casă la dumneavoastră, ca și pe un copil. De-al căsă. Păi da, eu cred că știi și am gândit că ne ceva nepot. Ceva nepot. Și crede-mă că amul la anii noștri mai uităm. Da, da. Că avem și nepoți așa ca dumneavoastră. Am înțeles, am înțeles. Oare gândi ce nepot vine la noi și neam cea nostru? No, nici nu mai... Și după aceea m-ați cunoscut de la televizor, după vreun șaz de povești. Da, păi ce-am văzut acolo, tu la domni. Da. Aș vrea să le facem, tanti Maria, o invitație oamenilor care ne urmăresc să vină aici în satul Coasta din comuna Bonțida, județul Cluj, la o sticlă de bulion. Dacă vin niște oameni de acolo din București, le dați o sticlă de bulion. Da, cum să nu, domne, da, cum să le dau. Mulțumim tare, fain, tanti Maria, de povești. Noi mai rămânem un pic, dar aș vrea să le transmiteți un mesaj oamenilor care ne-au urmărit. Da. Ce gând le transmiteți de aici, din satul Costa? Sănătate. Sănătate. Sănătate, ca ne trebuie la tăți. Corect, așa e. Sănătatea și din partea mea. No. Și să rânduiască bunul Dumnezeu să ne revedem cu bine. De Dumnezeu sănătate la tăți și la cine ne vrea rău. Și ala să aibă sănătate. Corect, așa e. Doamne ajută și spor la mestecat în voală. Mulțumim, dar păi, no, ai văzut cum se face? Văzut, văzut. No, așa. Așa să știi dacă ce sura. Apoi să-i spui la nevastă că cum trebuie făcut bulionul. Cum trebuie? Păi dacă nu știe, arăt filmarea pe care am făcut-o cu dumneatale. Exact. Poți ceva de noi mai și pe lume. O și dusă de pe aici, că nu. Până acolo mai este cale lungă. Este. Ce să faci? Am vedea așa se face nicuit. Așa se face bulionul, așa e de bun.